Moment special în continuare, doamnelor, domnilor, și nu vreau să lungesc această prezentare. Știu că vreți să ajungem și la capitolul premii, așa că o invit alături de mine pe ambasadoarea SUA în România, excelența sa, doamna Kathleen Kavalec. Bună seara! Doamnă președinte a CONAF, domnule consilier prezidențial, distinși miniștri, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, sunt onorată să mă alătur dumneavoastră în această seară. Îi mulțumesc gazdei noastre minunate, Cristina Chiriac, pentru că ne-a reunit pe toți pentru a sărbători realizarea acestor femei extraordinare. În această perioadă marcată de multiple crize și provocări globale, avem nevoie mai mult ca niciodată că femeile să fie lideri în domeniu. Studiile au demonstrat că atunci când femeile sunt încurajate din punct de vedere economic, ele reinvestesc în familiile și comunitățile lor și produc un efect multiplicator care stimulează creșterea economică și contribuie la pacea și stabilitatea globală. Aș dori să îmi exprim apreciere pentru CONAF, pentru că a reușit să reunească o coaliție largă de lideri din mediul de afaceri pentru a motiva și susține femeile și pentru a crea un mediu antreprenorial echitabil și durabil. Un studiu OECD recent despre antreprenoriat a constatat că femeile continuă să fie mai puțin active în demararea afacerilor decât bărbați, o tendință pe care au observat-o atât în statele membre UE cât și în cadrul OECD. Dar m-am bucurat să descoper însă că România a reușit să reducă decalajul de gen în domeniul antreprenorial cu 30% în ultimul deceniu. Prin eliminarea decalajului de gen din mediul antreprenorial putem, de asemenea, să contribuim și la reducerea decalajelor de salarizare și de angajare între femei și bărbați și să oferim femeilor instrumentele de care au nevoie pentru a-și atinge potențialul. În mod clar, există multe realizări de sărbătorit în această seară, dar mai avem și mult de lucru. Este necesar un angajament consecvent și pe termen lung față de egalitate de gen la nivelul întregului guvern, al sectorului privat și al societății, la rândul lui să se bazeze pe sprijinul liderilor politici și economici, atât femei cât și bărbați. Pentru Statele Unite, egalitate de gen este un pilon al politicii noastre externe, dar trebuie să abordăm acest subiect cu modestie, pentru că știm că avem, de asemenea, multă muncă de făcut acasă în ceea ce privește oportunitățile economice pentru femei și că putem învăța multe de la partenerii noștri europeni.
alături de parteneriatul strategic pe care îl avem cu România în domeniul securității, economiei și democrației, ne-am dorit să fim și parteneriatul strategic al României în sprijinirea femeilor. Așa cum au demonstrat și numeroasele studii, credem că diversitatea stimulează performanța și inovația. Tocmai de aceea colaborăm cu mediul de afaceri pentru sprijinirea femeilor prin intermediul inițiativei Empower Her, derulată prin AmCham. Până în prezent, 41 de organizații AmCham din Europa și 123 de companii din Europa au semnat declarație Empower Her și se angajează să implementeze măsuri care promovează și sprijină femeile în organizațiile și comunitățile lor. AmCham România a fost unul dintre primii semnatari a acestei inițiative. 24 de companii din România au semnat angajamentul Empower Her. Pe parcursul vizitelor mele la companie AmCham din România, m-am bucurat să întâlnesc multe femei în poziții cheie de conducere, cât și femei care derulează activității tehnice solicitante din punct de vedere fizic în fabrici. În acest an sperăm să gazduim mai multe femei din mediul de afaceri la summitul nostru anual Select USA, care va avea loc în luna iunie, în apropiere de Washington, D.C. Anul trecut, România a condus cea mai mare delegație europeană la Select USA și sper că mai multe dintre voi se va alăture anul acesta. Mă bucur să văd că din ce în ce mai multe tinere aleg o carieră în știință și tehnologie. Printre ele se numeră și fiica mea, care urmează o specializare în biologie la Universitatea din California, în San Diego. De fapt, este interesant că bazele programului de studii universitare pe care îl urmează au fost puse de un român, George Palade, câștigător al Premiului Nobel, considerat a fi părintele biologiei celulare. După cum a spus secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avem nevoie de perspectivele femeilor pentru a ne asigura că știința și tehnologia funcționează pentru toată lumea. Astăzi, România are a doua cea mai mare proporție de studente în sectorul tehnologiei, informației și comunicațiilor dintre statele UE. Voi fi încântată să urmăresc contribuțiile pe care aceste femei le vor avea în aceste domenii. Suntem de asemenea onorați că această seară ne-a alăturat o femeie care deschide noi drumuri pentru femeile din politică, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care promovează integrare europeană pentru țara ei. Statele Unite sunt onorate să sprijine acest obiectiv important. În încheiere, mă adresez finalistilor din această seară, cele care deschid calea către un viitor mai bun. Vă mulțumim pentru că v-ați sumat visuri mari. Vă mulțumim pentru că ne-ați lărgit orizonturile și vă mulțumim pentru că sunteți o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare de femei. Vă mulțumesc! Din experiența sa, doamna Catherine Cavalier, că ambasadorul FUA...